Da, eu cred că e 3-1. Cătălin, 3-1? Da, trei întrebări le-am răspuns corect. Bun, 3-1. Cătălin, vrei să vă pup sau? 3, parcă, da? Deci... 2-1? Uite, spune mai 2-1. Bine, 2-1, accept, Da, 2-1, nu-i 2-1. problemă. Da, 2-1, 2-1. Bun. Ștefan Ungoș, vă pup. Te pup. Andreea, te pup, o să fiu mai atentă. Scuză-mă, îmi pare rău. Haideți, vă rog, cu un follow, vă rog. Toată lumea cu un tap-tap, un Te follow, pup, suntem Ștefan. nouă. Alice, mersi, Rareș, mersi, mersi. Haideți cu un follow, toată lumea. Te pup, Marina, te pup. Ce pașaport trebuie să ai ca să treci de Marea Barieră de Coral? Manele vechi de pup. American, japonez sau zoilandez? De coral, de ce ai zis? Beatrice Manele te pup. De Bariera de Coral. A, de bariera de corali. Ok. 12 trandafiri. Iar cam așa. Zoilandez? Zoilandez. Nu, Coral. v-am pus capcană ca să spuneți zoilandez ca și cum că am fost acolo și că știu. American. Da. American, da. Alex, am eu te pup. Dar nu-i nimic, că stați bine. 2-2, oricum o să le pun ușoare acum. Dar Daniela și Sami, vă pup. O să le pun Da. mai ușoare. Da. Sì, Bun. chiar n-am mai auzit na, întrebarea și nici nu știam. Doi Bun, nici trandafiri, măcar. doi trandafiri. Doi, 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 doi. Și pe. Erau. Ok. Haideți, vă rog, cu un follow, 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 follow. Haideți, vă rog, cu un follow toată lumea și A, un apreciere, apreciere. E gratis, tapterelu. în ce an Sami, Samira, vă pup. Atenție. Te pup, Sami. În ce an l-a învins Verde Împărat la bătălia de pe Târgu Ocna, da, Da, încerc, pe da. Zalmoxis? În Mila, ce Samira, an? Ruxi, Miru, Cătălin, te pup. Și variante. 1620, 1630 sau 1640. I-a făcut un procedeu al gâtului, au luptat în cușcă. Voi, ce întrebări? Deci 1630? Deci 1620, 30 sau 40. Te pup, Daniela. 30, 20 sau 40? 30. 3-2. Aveți 3-2. Nimeriți Aoleu, am venit! Wow. bine rău. Evelina, Miru, vă pup, Sami, te pup. Wow, Să super! nu Hai intri pe discutăm internet, despre să mor eu, să asta. nu intri pe net. Miru, Sami, vă pup, să fiți sănătos, să nu Nu, intri nu, pe nu, net. nu, pe cuvânt. Am dat doar distribuire. Am Daniela, uitat să rog. mai dau și distribuire. Tăptărică, tăptărică. Te pup, rol, te pup, Melania. Bun. Imediat. Ok. Bun. Haideți cu tăptărica. Tăptărica pe ecran. Bărbatul are, bărbații au așa, femeile au așa, da? Ca să nu mai zic Da. una. Este de biologie. În interiorul organului sexual feminin, adică Da. vaginul, Da. există o membrană care se numește într-un anume fel, iar iar rolul acesteia este ca în momentul nașterii copilul să nu iasă în picioare. Copilul să iasă culcat. Că altfel, dacă copilul ieșea în Da. picioare, automat rupea organele în dumneavoastră și în toate femeile care au mai născut sau care vor naște. Cum se numește acea membrană? Strâmtoarea Bosfor, strâmtoarea Gibraltar sau Marele Canion? Grigore, te pup. Daniela, te pup.
Mi dați de pop. Stai. Deci strâmtoarea Bosfor, marele camion? Strâmtoarea Bosfor, strâmtoarea Dardanele și... Bosfor, Bosfor. Oh, e Dardanele, cum? De ce n-aș știu ce Dar nu, Marele că Dardanele. Bosfor îmi zic toți. Bosfor. Uite și acum. Ah. Uite acum îmi spun toți. Ce lume, dar e lumea, vedeți cum e lumea rea? De ce îi Nu spuneți e doamne rea, probabil Bosfor? o știu și ei cât știu eu. Raul, te pup, 3-3. De ce îi Mulțumesc spuneți oricum. doamne? Păi da, dar să fie cum era la Vrei să fii milionar. Apăsai tot dacă știai, așa zicea și Virgilianțu. Dacă știți, apăsați, dacă nu, nu vă băgați. Raul, te pup. Aia Da, e. nu-i bai Diana, Oricum, e nu-i bai, 3-3. apreciez. E 3-3, nu-i nicio problemă. Nu e gică bai, Diana, nu-i bai. Bye. Turneu, te pup. Bun, imediat. Da. Haideți, vă rog, cu tăptărica pe ecran, cu tăptărica pe ecran. Haideți să-l batem, cu tăptărica pe ecran. Haideți, vă rog, aici, cu tăptărelă de pe ecran. Haideți, vă rog. Mamă, suntem 105 și nu facem niciun tap-tap. Hai că-s pregătită. Cătălin, te pup. Asta e o întrebare pe care ar trebui să o știi, pentru că a dat-o la știri. Arată să nu fie ceva prin casă, te rog, în stânga-dreapta. Nu e nimeni, promit. N-ai Promit televizor că aprins, nu e. nu? Nicio șansă. Televizorul meu nu este aprins. Haideți cu tăptărica pe ecran. Tăptărica pe ecran. Bun. Care este cea mai tânără mamă în domeniul câinilor? Cățelușa care a, nu, la cât a născut cea mai tânără mămică din domeniul cățelușilor, adică o cățelușă care așa. La 2 săptămâni, la o lună sau la o lună jumate. Deci la 2 săptămâni, o lună jumate? 2 săptămâni, o lună sau o lună jumate. E o cățelușă care a născut foarte, foarte de mică. Alexia Daniel, te pup. I-a plăcut viața, așa a fost ea. Beatrice, e animal până la urmă, te pup. Stai că Știi, nu Alexia, te mă pup. gândesc, 7 trandafiri, 7 trandafiri, 7 trandafiri, 7 trandafiri Beatrice, Ruxi, kiss you, kiss you, kiss you. și Ruxi, Daniela, vorbim. o lună, o lună. O lună jumate, cum? Trebuia mai mult. Ia, Daniela, nu nu. cred, o lună jumate era. Eu am 4-3. Eu nu-s parat că s-a mâncat pe Nu pup. cred. Raluca, da, am 105. Samira, Ana, vă pup. Bun. O lună jumate era, 2 săptămâni. Delia, te pup. Haideți, vă rog, cu tăptărica pe ecran, cu tăptărica pe ecran, suntem 94 de persoane și nu dăm tătărici. Haideți, vă rog, cu tăptărica pe ecran și un follow, vă rog, un follow, că vă dau înapoi la toată lumea, promit, Diana, Maria, bună. Sunt prea grele? Nu sunt grele, adevărul e că el e foarte, foarte, foarte documentat. Nu te pup. Miru, te Ești pup. foarte. Mulțumesc, The best. Sabrina. Miru, eu nu te pup. Acum nu mă mai grăbesc, nu mai. Uite, vezi că înainte nu m-am uitat în chat. Știi, primele întrebări, ai Da. văzut cum o mestru, nu? Beatrice, eu nu te pup. Era mai bine atunci. Da, dar uite că acum promit că o să încerc și eu să analizez cum stă treaba și cunoștințele mele proprii. Bun. Melania, tot vă pup. Imediat. Mersi. Raluca, help! Frații, help! Trebuie să găsesc o întrebare bună acum. Da, bineînțeles, să vedem ce avem noi aici. Haideți, vă rog, cu un follow toată lumea. Vă dau înapoi la toată lumea, promit. Georgiana. Ok. Ștefan, te pup. În ce an Haideți ce? pe ecran. M-a ajutat foarte mult cu un tap-tap, vă rog, să ajung și pe Foriu. Haideți, vă rog, dați-mi follow.
Da, Diana, nu știu, sper că reușim mai devreme cu un terapeutan. Diana Maria, o să ajung. Andreea, mulțumesc, mulțumesc din suflet. Pentru inimioară. Pentru ce operație este cunoscut în principal Dr. Oetker? Primul transplant de ochi din Europa. Da? Prima Da. variantă. Prima legare a trompelor uterine bărbătești la un bărbat. Da? Sau prima operație de scoatere a reumatismului, toate în Europa. Deci s-au întâmplat în Europa toate. Dar care e principala și teza dânsului de doctorat? Pentru că nu-mi permit cu dumnealui să vorbesc cu la Bertu. Mi dați te pup. Care, hai să vedem, care, deci în ordine, cum era prima? Primul Legare. transplant de ochi. Da? Legarea trompelor uterine bărbătești pentru prima dată în lume și singura oară, nu s-a mai întâmplat după. Și trei, după cum am spus, asta cum îi zice. Nu zice, mă, ce am mai spus, a treia. Că am citit după și a treia, nu mai știu ce am spus. Da, cu Trompe, reumatismul, de scuze. trompe, nu? Cu reumatismul, a treia. Da, dar eu Prima. zic trompe, trompele. 4-4, dar cum ați ghicit? Cum v-ați dat seama? De Eu să nu mă pricep, adică eu, acum ceas nu acum sau la din cap? pe Din ceas sau din cap? din cap acum, din cap. Pentru că te-ai dat de gol singur la a treia variantă, ai zis că nu mai te-aduce aminte și clar ăla l-am exclus. Și mi-a rămas varianta A sau B. Și mulțumesc, dau o bere. 4-4, mamă, da, ați făcut bine aici. Vă duce capul. Sunteți foarte simpatică. Mulțumesc. Asemenea. Să rămână. Bun. Haideți vă cu tapu, tapu pe ecran, cu tăptărica, 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 tăptărica. Și vă mulțumesc tuturor pentru răspunsul B, C sau Nici A, pe toată lumea. indiferent. Mulțumesc, Mă Anca, prins, mulțumesc, da. Andreea, bravo, mulțumesc. Tap, tap, haideți cu tap, tapul. Șase, tăptărica. Moni, mulțumesc. Tap, 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 tap. Evenite pub. Câte kilograme de pământ aproximează cercetătorii că este nevoie ca să astupe o gaură neagră? 5 kg, 20 de kg sau 50 de kg? Răzvan, mulțumesc. 5 kg, 20 de kg. Sau 50 de kg? Bine, dă-ți te Păi, pup. o gaură. O gaură neagră. Păi, o gaură neagră. Păi, mare gaură, nu? Cum? E mare gaură, nu? Păi, o gaură neagră, nu se știe cât e. Ridică-te pup. E gaură din aceea, din spațiu, doamnă. Gaură de-aia neagră. Am înțeles. Deci 55 era Douăzeci. și 20. 50. Fals. Yes! Fals. 20. Am 54, dar puteți să egalați. Și intrăm în prelungiri. Hai că o dau întrebare ușoară pe asta. S-a Stand-up care e prins, stand-up e... S-a care Aoleu, de vă aici n-am știut, recunosc. Pe asta o dau ușoară oricum. Sai Marina, vă pup. Stand-up e 5, stand-up e 5, stand-up e... Reușim, Adrian Roșu, reușim, da. Cu 20, chiar nu știam, Adam. E grea întrebarea. Cum a Reușim, murit? sigur că da. Alex, mersi. Cum a murit Marea Moartă? Datorită unui meteorit, datorită infecției unui pește, foarte rar, sau datorită unor scurgeri de plumb de la o exploatare minieră din zonă? Marea Moartă. Midas Twin. Da, cum a murit aceasta? Deci, ce era prima?
Marea Moartă. Prima, de la un pește foarte otrăvitor care a infectat-o. Da? Doi, de la un meteorit. Sau trei, de la o exploatare minieră din zonă. A venit foarte mult fier în apă și a condus la decesul acesteia. Infecția de la pește sau stai. Infecția meteoritul. Aoleu, stai să vedem. Poți să mai iau din chat? Vă dau vari, puteți să luați o variantă, să sunați un prieten dacă vreți. Oh, da, dar n-am pe cine acum. Stai. Ok, 50-50, scot un răspuns. Da. Bun, mai rămân următoarele răspunsuri. Infecția urinară a unui pește care a condus la moartea și decesul acesteia, sau Da. o exploatare minieră din zonă care a produs acest fenomen. Alex, te pup. Deci exploatarea sau infecția? Infecția urinară a unui pește care a produs la decesul acestei mări. Maria, te pup. Da, atunci rămâne varianta infecția urinară a peștelui. Nu trebuia să-l scot eu. Să mor eu. Nu trebuia să-l scot. Acum suntem în egalitate. Aoleu, Sim. thank you, dă o Cum bere. facem? Cum facem? O întrebare și cine o câștigă, câștigă? Sau facem două din trei? Mă, te pup. Trei. Bun, deci două din trei. Da. Nu există zi, nu am trebuit. Bun. Tătărica, Tătărică, 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 tătărică. Ia tătărică, 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 tătărică
Câte chile poate să tragă la plug căluțul de mare? Un chil, că e mică la 2 kg sau 3 kg, e o leacă de la. Căluțul de mare, cât poate să Da. tragă? Un Un adult, kil, căluț de două mare sau adult, trei? cât poate să tragă la plug? Bianca, aminte să vă... Dar ăla e mic, nu te gândi că e cal mare, e mic, 1 kg, 2 sau 3. Păi da, nu-i mare, dar cât poate să tragă el? Un E adult, mic, ai da. dreptate, dar tu vrei să mă bagi în derută că e mic și trebuie să zic unul, dar exclus Trebuie să unul, nu nu e clară treaba. Bă, ce Că bine gândește, dar aveți logica asta, aia mă frustrează pe doi mine. sau doi sau trei. Nu că ai zis că e mic, dar tu vrei să mă Are duci în înțelesul. derută, dar el poate să zică trei Am înțeles sau din doi, nou. trei sau doi, trei sau doi. Doi, doi. Rămâne Uite, varianta doi. deci la astea 3 întrebări, vă dau și posibilitatea să schimbați o întrebare. Dacă vrei să o schimbi asta, îmi spui sau următoarele. Haideți, vă rog, cu trandafira și trandafira și... Deci, o schimbăm sau un răspuns final? Cum se mai... Rămâne doi. 2? Corect. Da, doi. Da, corect. Ioana, Andreea, Damian, Mateo, Popov. Super! Haideți, vă rog, cu trandafira și pe ecran. Haideți, vă rog, cu trandafira și... Bun. Deci Ciao! ai, cum ar veni, ai una în față. Dacă mai faci că una ai câștigat. Că am zis 2 de 3. Mulțumesc! Mateo, te pup. Te pup, Mateo. Uite, trupul, trupul, țap și țața. Hai bă, țața, să faceți și noi 1 milion. Mai avem foarte puțin. Mateo, live, love, vă pup. Sami, Alexandra, vă pup. Te pup, Sami, te pup. Luiza, Sami, vă pup. Evelyn, David, nu, imediat să mă gândesc. Tăptărica, tăptărica pe ecran, tăptărica reușit, Andreea, sigur că da. Mateo, David, vă pup. Tăptărica, haideți cu trandafira și... Mateo, David, chiziu. Bun. Haideți cu trandafira și pe ecran, haideți, vă rog, ajutați-mă aici în chat, nu se mai poate. Dacă Adrian pierde ceva, ce trebuie să-i trimit, doamne, un avion. Mateo de... Sami, Mateo. Bun. Câte mărci de nuci face arborele genealogic?
Una, două sau trei? Una, două sau trei. Cât? Una, două sau trei. Deci, câte? Una, două. Câte arbore de nuci? Deci, mai repet o dată întrebarea. Câte mărci de nuci, câte specii de nuci prin Da? câte arborele genealogic? Una, două sau trei? Luiza, te pup. Gândiți-o un pic, mai repetați-o un pic, dați-o pe toate părțile care au un pic așa de logică, dacă o gândiți de câteva ori. Mateu, mi-e să vă pup. Da. Iulia, Mateu, te pup, mai repetați-o. Era să o prindeți. Deci nu pot să schimb întrebarea, nu? Ba da, puteți să schimbați pe asta. Da, că nu sunt sigură, știi? Bun, deci o schimb. Da. Atenție, Silvia a folosit varianta de a schimba o întrebare. Această întrebare a fost anulată și va fi înlocuită cu una nouă, lui Ștefan. Continuăm concursul. A doua întrebare, cea schimbată, este lui Ștefan Mateu Tebu. Și acesta este, trebuie să faceți un eseu oral de vreo câteva rânduri, în care să explicați această întrebare. Nu o să aveți variante, dar e o întrebare simplă care o să vă țină în joc. Mateu, te buc. De la începutul umanității, încă din era preistorică, oamenii au un obicei care purcede și astăzi, în zilele noastre. Acela fiind că aceștia, oamenii, își construiesc casele afară. De ce facem acest lucru de milioane de ani? De ce omul își construiește casele afară? Și totodată, ca o legătură cu această întrebare, practic eu sunt două întrebări într-una. Mateu, Bianca, vă pup. Odată că de ce construim casele afară? Și doi, când noi construim casele, le construim din afară spre interior sau din interior spre afară? Vreau să aud părerea ta, Silvia. Din interior spre afară. Răspuns final, îl blocăm? Păi, oarecum, dacă tu construiești pereți la o cameră, la un copere, tu trebuie să stai înăuntru ca să-i construiești, că nu poți de afară, că dacă este un pătrat, nu stai înăuntru. Adică, eu nu i-am văzut să stea în exteriorul casei. Da, Și de te... unde vii? Nu vii de afară? Păi, ba da, vinde afară, dar tu ai adresat altfel întrebarea. Ce a fost prima oară, casa sau afara? Afara. Păi, tu te-ai exprimat afară, prima oară. Dar ce a fost, afara sau casa? Afară sau casa a fost prima oară? Afară, ai zis tu, afară. Și am zis în interior, că din interior, practic, încep să construiești, că n-ai cum de afară. Păi, da, afara exista înainte de casă, cum ar veni. Și eu Păi, spun da, din era afară teren gol, spre casă. nu exista casa, dar tu ai întrebat de unde încep să o construiești cum ar Luiza, veni, te nu? pup. Dacă am înțeles întrebarea ta. Păi și nu construiești de afară în casă dacă casa nu era? Păi, acum logica ai împărțită, ai dreptate, știi tu, ce să mai zic? Uite, recunoaște, Silvia, dar uite, Da. să zicem, uite, dacă faci următoarea întrebare, nu știu, să mă gândesc cui dau punctul. Stai puțin, că mai era o întrebare. Ok, și de ce acest obicei? De ce noi construim casele afară? Mă aștept. Păi, construim casele afară, că nu ai cum să construiești într-un loc închis, înăuntru. E evident. Nu, mă refer de ce avem casă afară și nu mai locuim în peștere sau în copaci, în trunchiuri de copaci? Pentru Asta că mă refer. Sau există în pământ? posibilitatea de a construi afară, pentru că sunt materiale, deja sunt o grămadă de chestii care te pot ajuta să scapi de cele vechi, care au fost în timpuri, pe alte
Meleaguri. În alt secol, cum ar veni. Acum suntem în secolul 21 și au apărut foarte multe chestii și oamenii au improvizat foarte multe și acum se pot construi pentru că au evoluat tehnologiile. Au apărut o grămadă de lucruri care te pot ajuta să construiești și să nu mai trăiești Da, cum este era bun. evul mediu. Ok, deci o parte din întrebare ai spus-o corect, o parte greșită. Nu prea un punct jumate, un jumate de punct. Ok, indulgent ai Am fost. dat un punct. Dar ai un punct jumate în față, acum am prelungit. Eu n-am niciunul momentan. Și am fost la două din trei, dacă mai faci un punct jumate, gata, câștigat. Bun, super. Lui Ștefan te pup. Hai pe țap, 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 țap. Cât durează perioada de mercato la dalmațieni? Luiza Bianca te pup. Dalmațieni! Da. Nu 101 câini. dalmateni. Cât durează? Trebuie să te pup. Nu boschetar după stradă, câini de aia, homeless. Gen. Mii de astea, să vă pup. Cât durează, da? 2 săptămâni, 3 săptămâni sau 4 săptămâni? Asta dă o dreacu că toți avem câini. Perioada de mercato la dalmațieni. 4 săptămâni, 3 sau 2? 2, 3 sau 4? Aoleu. Mii de astea, te pup, boss. Păi, 2, 3 sau 4? Păi, zic 4. 2. 2, aoleu. Nu Da, știu că nu mă am rog. cățel. Te pun, Marina, s-ar putea să fie ultima întrebare asta, decisiva. Hai să Aoleu. fim atenți Bun. amândoi. Eu cum pun întrebarea și tu cum dai răspunsul, Silvia. Suntem amândoi în asta. Da. Ok. În ce țară, trebuie să o știi dacă ai citit cartea. E carte făcută după film și filmul e făcut Da. după poveste. Și povestea e făcută Ok. după întâmplare. În ce țară a fost atestat primul lup care s-a făcut câine? În țara Ok. Lăpușului, în țara Oașului sau în țara Hațegului? În ce țară? Oașului? Ha țară? Da, așa se numeau. Este Da? de pe teritoriul României. Așa se numeau înainte. Țări. Țara Lăpușului, țara Oașului sau țara Hațegului. Master, te pup. Oașului, Hațegului. Hațegului. Sau pot să aleg trei, să elimin una, că sunt între Hațegului și Țara Românească. Baște să pup. Vrei să schimb întrebarea și să-ți dau despre ce subiect vrei tu, ce-ți convine mai bine? Nu, că e ok, dar să Ce merg pe subiect varianta preferi? Hațegului. Bianca Stai. te pup. Ce subiect preferi cel mai mult din lumea asta? Am un subiect anume. Acum am cunoștință așa oarecum cam din toate. Mi-a plăcut tot timpul să... Da. Numai că tu ai niște întrebări care pe mine m-au depășit în seara asta, unele dintre ele și eu să recunosc. Marina, te pup. Hai să schimb întrebarea că e prea grea. E E prea prea grea. grea, dar aș vrea să știu dacă e Hațegului și dacă luăm... Nu, nu era, nu era, nu era, nu era. super, super. Era țara Lăpuș. Mulțumesc, super. Hai să trecută la firașii. Denisa Marius vă pup, Andreea Patri. Man, but hear me out, though. Hear me out. Pe bune, nu chat? Vreau cu Hear tăpărăt, me out. cafe, pământ și cu trandafirea M-am aia. mutat de câteva ori, chiar pe bune, hear me out. Bun.
Deni, te pup. Haideți, vă rog, cu un palo de la toată lumea, promit. Te pup, Tini, te pup, bate, te pup, trinioare. Bun. Care este singurul animal din lume, singura specie de animal, de animale din lume, Luisa Bianca, vă pup, care și ele la rândul lor își face ei bigudiuri. Asta e moartea lor, ca să-și pună și ele bigudiuri. Luisa, m-a răspuns. Animalele? Da, animalele. Sunt niște animale inteligente. Atâta pot să spun. Betao, te pup, boss! Alexandra, vă pup! Să fiți sănătoși! Elefanții, maimuțele sau gorilele? Marina, Mida, Stimi, te pup! Elefanții, gorilele sau maimuțele? Da, are această posibilitate și ele își face bigudiuri. Timi, te pup. Elefanții, nu? Își fac cu trompa. Da? Stai să văd. Deci n-ai cu așa întrebare? Mai de unde-ți vii? Stai. Deci elefanții, gorila sau... În loc de paie, în loc de paie, E bine elefantul? E bine sau... nu e elefant. Auzi, cineva mi-a scris aici delfinul. Nu e elefantul. Da, nu e elefantul. Bine, am vrut să zic gorila, dar nu cred că era, că gorila e mai mare, mai cu părul mai, știi? Da. Nu cred că e nici gorila oricum. Că tu zici da. Păi da, dar gorila e mai agresivă așa. Mai maimuțica aceea mică, ele își fac bigudiuri, că sunt mai zesti așa, mai Ah, alerți, tirare, mai gingașe, mai... mai gingașe, da. Știi, și le place și lor, e plăcerea lor până la urmă urmei. Uite și întrebarea asta dacă o știi. Da. Raul Fova, chiar denotă că ai așa un pic de cultură generală. Dar e o întrebare foarte grea. Probabil ai făcut biologie la școală, dar nu te învață la biologie direct chestia asta. Exact. În ce secol a... nu, să zic secol sau țara, mai bine zic țara, cel mai bine. Capite, da. Pe teritoriul cărei țări, în secolul XVII, a fost atestată ultima maimuță care a evoluat în om. Belarus, Italia sau Spania? Mi-dați Gabi, vă pup. Belarus, Spania sau Italia? Da. Gabi, mă răzmi, dați, vă pup. Cineva mi-a zis Oltenia, mor. Belarus, Spania sau Italia? Stai să văd. Spania sau Italia? Aoleu. Mamă, dar cine nu știe corect să nu mai înscrie? Îmi scriu toate variantele ei de aici. Și mă un pic derutează. Adrian. Nu, te pup. Da. Să ved, să zic acum. Belarus. Corect. Da? Gabi, mă Mamă, scuze. deci nu a zis nimeni aproape exact Belarus, dar am zis Belarus. Toată lumea spune Spania. Dar de ce ai Mamă! mers la Belarus? Poftim? De ce ai mers pe la Belarus totuși? Așa am intuit. Nu știu. Așa am intuit. Deci, mulțumesc din suflet. Deci n-ai cum. Mamă, mersi, Adrian, că au fost singur care vezi Belarus. Mulțumesc din suflet. Haideți, De ce provocați din suflet. munte trăiește legendarul și miticul Miel Conar? Muntele Golgota, în munții Pirinei sau munții Alpi? Gabi Marius, Luisa, vă pup. Golcota.
ce le nimerește, bă! Da? Nu Da! cred, mamă, nu cred, serios, mamă, Da, Adriana, Carlos Strada mulțumesc. Lumina. Diana Este... Maria, mulțumesc. Bine, deci nu cred. Super. Bingo. Eu sunt tot timpul norocasă, geme, dar astăzi, Dar tu nu câte știu cum a cărți fost cu ai? mine, dar eu de obicei ghicesc. Eu am foarte mult. Eu jucam când eram mică Conquistador și eram number one. Da, și eu jucam când eram mai mic. Îmi plăceau alea cu anii. Deci cu anii, cu Eu secolele, nu eram... jucam acum. A, cu anii? Și Nu cu eram secolele bun. și cu alea eram, bă, tot timpul ghiceam. Marina, Recunosc că ia ca să ghiceam. pup, pup. Fii atentă. Eu îți dau o întrebare cu ani. Tu zici anul și dacă ești la 150 de ani, diferență, cel puțin, e ca și cum ai luat întrebarea. Da. Bun, imediat. În ce an? Imediat. În ce an a câștigat Imperiul Roman pentru prima oară Jocurile Olimpice la tenis de masă? În ce an tenisul de masă a câștigat? În ce an Imperiul Roman a câștigat prima medalie de aur la Jocurile Olimpice la tenis de masă? Mi da, stai bun. Trebuie să fii cu 150 de ani aproape. Ca la Conquistador, să vedem. 1969. Imperiul Roman, că e pe Imperiul Roman. Nu e acum, îți dai seama, Imperiul Roman și tenisul. Sau a câștigat, zici tu? Sau... Deci tu zici de câștigat, nu când s-a... Când s-a? Mai repet o dată întrebarea, că m-am repezit, probabil. Stai și mă dată bun. În ce an Da? Imperiul Roman a câștigat prima medalie de aur la Jocurile Olimpice, proba tenis de masă? În ce an? Oh, Roma. Damian, mulțumesc din suflet. Foarte Mamă, bun. Damian, mulțumesc. Anca, spar bun. 1968. Ai schimbat cu un an? Acum stai să fac calculul. Da. Deci răspunsul e 1821. Mulțumesc, Damian. 1921 plus 100, 1921, plus 50, 1971. Ești bine! Ești din 150 de ani. Ștefan, te bun. Da, bă, să vede că a jucat Conquistador. Da, vezi că ți intră în reflex chestiile astea. La un moment dat ai văzut că răspundeai așa din... Din Din reflex, da. reflex, da. La bine te pup. Când, în ce an, celebrul prim-ministru Silviu Faer a avut o legătură amoroasă cu Mița Biciclista? În Mița 19... Biciclista, în ce an? În 1921, în 1922 sau în 1923? Mita Simona, vă pup. 1921, 1922, 1923. 1923. Fai de cap, domn. Le știi, le știi. Uite, cu cine s-a bătut Ștefan cel Mare în anul 1898? Cu ghețarii, cu antigelii sau cu poligonii? 1900 cât? 1898. Bine ați, Beatrice, vă pup. Ștefan cel Mare în 1988? Ce? În 1488, da. A, 1480. M-am speriat din anul meu de naștere. Deci cu ghețarea zis, cu Antigelii sau cu antigenic. poligonii? Te pup. Ia uite, Jess. Antigeli, antigeli. Știi, dar nu... Cine e pe lângă tine? Zi sincer. Nimeni, uite, nimeni.
Să mă rog Bă, acum în canapea mersi, mersi. Pe cineva. cuvânt, acum jur că sunt foarte norocoasă la chestiile astea și am jucat Da. foarte mult, dar m-ai luat așa pe nepregătite și primele meciuri le-am gătat. Haide acum, Să mă uit vreau să dacă... vin. Nu cred. Vine avionul, vine avionul, vreau să vin avionul. Dar cum mai eram la concurs? Mi se pare că 3-3, cum ar veni. Da, 3-3. Hai să facem în felul următor. Mai punem întrebări și de acum încolo, primul la 3 corecte câștigă. De acum înainte. Lui Ștefan Tău, că a mers numai mână în mână așa, a mers numai top, 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 top. Bun, Nicoleta, mi-e ceva, bub. Luiza, te pup. Ok. Deci de acum începem. Hai că... Palo, 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 Luiza, tap, mă pup. tap, 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 7-7 de persoane, tap, 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 tap. Luiza, Raul, vă pup. Da, chi te pup. De ce? De ce Prâslea Vodă Damian. a omorât toate Marianele, am auzit? Da, te aud. De ce Prâslea Vodă a omorât toate Marianele din sat, toate femeile cu numele Mariana, și le-a aruncat în groapa Marianelor? Pentru că pe nevasta lui o chema Mariana și a fost înșelat. Pentru că pe fiica sa de 21 de ani o chema Mariana și a plecat la produs în Olanda și a fost automat orgoliu de tată, știi cum e. Și Da, sau trei, soacră. pentru că pe soacra acestuia, dar de unde știi? Pe soacra acestuia o chema Mariana. Deci ăsta e, astăzi te răsut final? Da, soacră. Doamne, Simona, mi-a dar nici nu mai lăsa să zic. Ștefi, te pup, nici nu mai lăsa să zic. Mulțumesc. Merit două avioane. Acum. Ștefi, te pup. Aoleu! Aoleu! Deci ai Mulțumesc unul. pentru. Bun, deci ai una corectă. Am zis că până la trei. Da, sigur că da. Se rezolvă, nu-i bai. Aia, te pup. Alexa, te pup. Iulia, te pup. Marina, te pup, fată. Bun. Cât a durat ocolul Pământului în 80 de zile? Un an, doi sau trei? 80 de zile, un an, ocolul pământului, un an. Bă, dar cine zice să mor dacă nu e în canapea cineva? E sub tine cineva? Nu, nu e, Să uite, mor nu în e canapea nimeni. și vorbește, că n-ai cum să le zici. Simona, te rog. Ba, le gândesc, eu sunt foarte norocoasă și le gândesc, pe cuvânt. Și Simona, te gândește-te că la chat, la mine, sunt toate variantele odată, nu știu ce să alegi. Și nu mă mai iau după ceea ce spun în chat. Mulțumesc foarte frumos oricum tuturor care sunteți alături de mine. Ai discutat tare, Tătărica? E, ce părere ai despre mine, Adrian? Iulia, turtul de Ai o pup. bere? Sau un Da, o bere avion? să mă eu. Dar nu vreau Stella, că a murit. Cum? Nu vreau pe Stella, că a murit berea. Cine? Care Stella? Popescu? Da, nu vreau că a murit. Luiza, te pup. Ce se pune de obicei pe cap de locuitor? O Ok. șapcă, o bentiță sau o pălărioară? Pe cap de locuitor, șapcă, bentită sau? Sau pălărioară? Șapcă, bentită sau pălărioară? Bentiță, șapcă, bentiță, pălărie, pălărioară, bentiță sau șapcă?
Aoleu. Hai să mă gândesc. Bun. Deci asta chiar nu știu, dar stai. Diana Ester, vă pup. Mențiță, șapcă sau pălărioară? Mențiță, șapcă sau pălărioară? Pe cap de locuitor. Da. E capcana asta? Dar ce-i capcana? Care-i? Nu pot să schimbăm. Sau... Dar știi că se pun toate, de fapt, că dacă o iei logic, toate se pun aici, nu? Hai, că mi-ești dragă, ți-l schimb. Mulțumesc, Cu plăcere. Ce trebuie să pui? Deci, știi capcoanele alea de șoareci? Era lift de pup. Dă cu lipici, Ștefi, era de pup. Și pui ceva acolo ca să vină șoarecile. da. Ce trebuie să pui pe capcan acolo, pe lipici? Alexandru Iulia, vă pup. Ca să prinzi un pterodactil. Pepene, brânză de oaie sau Sau ardei capia. brânză. Răspuns final? Brânză de oaie. Răspuns final? Ce trebuie să pun acolo ca să vină în capcană șoricelul? Nu, un pterodactil. E ca o barză. Păi, brânză, eu așa zic. Nu, ardei, e omnivor. E ierbivor, scuze. Cine? Șoricelul? Pterodactilul. Ah, nu era de șoricel Doi, vorba. unu, hai, doi, unu. Luiza Vlatel. Bun. Bine. Nu ui mai. Nici eu n-am fost foarte focusată. De pop. Luiza. Iulia, te pup. Sebastian, te pup. Ce pun de obicei vizigoții în vasele capilare? Supă, ciorbă sau tocană? Tocană. În supă, ciorbă sau tocană? Da, în vasele capilare, ce pun ei de obicei vizigoții? Supă, ciorbă sau tocană? Bianca, te pup. Supă. Eu zic, Bianca, vă pup. Hai. Dar ce să ia? Nu poți să te întreb. Un fel de tătar. Tătar. Eu zic, Bianca, vă pup. Dacă stă tătar. Dar nu pot să zic și toate trei, nu pot. N-am voie. Nu. Nu am voie toate trei, Adrian, nu vă vezi. Ciorbă, supă sau tocană? Păi supă nu are cum că îi tăia din schemă, ei nu sunt cu supele. Tocană sau ciorbă? Dintre... Tocană. Sau ciorbă? Tocană sau ciorbă? Stai. Supă era. Supă! Gabi, Coria, da. Supă era! Nimeni nu a zis aici, numai Doi, tocană sau doi, doi, ciorbă. doi. Au, nu cred. Nu Ramona mă Corina, vă gândi. pup. Te pup, Supă. Corina, te pup, fată. Doi, doi. Talibanii mănâncă cu supă. Da. În ce an intră în călduri Da. femeia scrotului de munte european? În ce lună, scuze, nu în ce an? Da, Da. ce lună? În ce lună din an? În mai, în iunie sau intră aceasta în iulie? Când o ia căldurile pe ea, când o mănâncă? Mai, iunie și iulie. Da. Când o mănâncă unde trebuie ea scărpinată? Ia cam mergea, te pup. Păi când e cald, foarte cald. Luna lui cuptor, iulie să fie, stai să vedem. Sau iunie, Bine, sunt. cireșele.
Luna cireșelor? Păi tu de cât timp? Iulie, căictor sau cireșelor? Aoleu! De ce răspuns final? Iulie. E mai. În mai? Da, sunt cireșele și de mai. Firea, nu cred în mai ei. Ai, asta chiar o fost foarte grea pentru mine. Adică nu m-am gândit. Hai să Ah, măcar dacă mai te întrebam altă întrebare, să-mi pui. Nu e mai asta e. Nimeni nu a zis oricum mai aici și n-am putut. stai un pic, stai un pic. Bă, Lucky, ea măcar s-a chinuit, nu ca alte proaste, mai dai o șansă. Mai dai o șansă, mai dai o șansă, Lucky, mai pune o întrebare. Bă, nu mai faceți, Lucky! Lucky, mai dai o șansă, altele au dat numai la anime reală, ea măcar s-a chinuit, mai dai o întrebare. Bă, gata, Mulțumesc. nu mai jurați pe chat, gata. Mai dăm o întrebare, mă. Dar nu mai jurați pe chat, vă rog mult, că opresc chatul. Mai dăm o întrebare, Silvie, doar ce aveți dreptate până la urmă. Bă, nu mai întreba! Nu mai jura! Bun, gata, Silvia. Bianca. Bun, pentru următoarea întrebare, că e decisiva care câștigă avion, că mi-a zis cineva că ai primit mesaje. Mi-a zis cineva că ai primit mesaje. Am primit și primesc foarte multe. Nu, dar zic cu răspunsul. Poți rău să-l dai doar 2 minute pe mod avion? Telefonul? Da, mesaje la telefon am primit personale. Ok, poți să-l dai pe mod avion ca să fiu sigur? Da, sigur. Uite acum. Gata? Mă spui tu, ai descris cu mobile, dacă te pui cu mod avion, n-ai cum să ai internet, dar te-am lăsat. Eu am fost